Astăzi vom mânca iar pește. Eu mănânc pește mereu. Pește cu sos și cu șpargăl. Vă salut, prietenii mei gurmați. Astăzi o să pregătesc o rețetă simplă de pește. Și nu vă spun ce pește, ca să nu vă condiționez. Peștele care l-aveți la îndemână, cu sos, cu șpargăl, urmăriți-mă cu atenție cum l-am pregătit și voi adaptați-l la gustul vostru. Încep rețeta să vedeți și cum se filetează un pește. Haideți să vedem. Avem pregătite toate ingredientele. Ingredientul principal, peșticul. Folosiți peștele care îl găsiți la îndemână. Eu am făcut cu calcan, a ieșit un gust extraordinar și astăzi m-am dus și am cumpărat, am fost la pescărie, uitați câte varietate de pește avem noi aici care trăim lângă mare, și am cumpărat acest pește, se numește corvină în spaniolă, am căutat în română, Google traductor mi-a dat croaker în engleză. Alte ingrediente, două cepe, doi morcoviori, doi căței de usturoi, un praz, o să-l servim cu șpargăl, verde sau dacă nu, șpargăl în conserve. 200 de mililitri de vin alb, sec sau demisec, nu puneți dulce, o mână de pătrunjel, piper proaspăt măcinat, puțin ulei pentru prăjit, sare și opțional, dacă trăiți într-o zonă de mare și găsiți, eu am pregătit midii. O mână de midii, 20 de midii. Ce am făcut cu midiile? Într-un castron am pus apă, am adăugat sare și le-am lăsat aici în apă cu sare minim 30 de minute ca să-și lase tot nisipul din ele. Da? O să încep să vă arăt cum filetăm pește la casă. Prima oară. Vedeți? Mie mi l-a curățat la pescărie. Îi luați aripioara asta așa și cu un cuțit bine ascuțit îi tăiați spre cap. Nimic din carne. Ați văzut? Mișcarea numărul 1. Mișcarea numărul 2 îi căutați șira spinării. Este ceva simplu, orice poate să o facă. Și îi marcăm așa deasupra la șira spinării. Până la coadă. Și acum îmi iau cuțitul. Eu vă arăt invers un pic ca să mă vedeți. Luați cuțitul și îl băgăm. De o să întorc. Vedeți? Iau cuțitul și pe gaura care am făcut-o îl scoatem în partea cealaltă. Bun. Și odată ieșit aici, ne ducem încet, încet spre coadă, cuțitul ușor înclinat, dacă vedeți, pe șira spinării. Și mergem până la coadă. Gata. Ia uitați. Partea asta am scos-o. Acum ce facem? Punem aici mâna, mereu mâna protejată în spate și ne ducem până la cap. Atât, atât, prietenii mei gurmați. A durat câteva secunde. Dacă nu filmam, imediat îl făceam. Și acum trecem cu partea cealaltă și o să procedăm la fel. Îl marcăm aici deasupra la șira spinării. Vedeți? Până la capăt. Sub aripioare îi tăiem la fel spre cap. Carnea mereu să rămână în partea asta. La fel facem. O să trebuiască să-l întorc. Vedeți? Îi băgați cuțitul aici. Doar că eu îl întorc așa. Ca să vă arăt. Băgăm cuțitul încet, așa, încet, încet. Până iese în partea asta. Și acum cuțitul ușor înclinat în jos. Continuăm. Continuăm. Așa, mâna mereu în spatele cuțitului să nu ne tăiem și până la coadă. Am făcut și aici la fel și acum același lucru, mâna în spate. Prietenii mei gurmanzi, aici avem peștele filetat. Bun. Odată ce am filetat peștele, eu am pus aici o cratiță, o oală cu apă. Vedeți, nici nu opresc ca să vedeți că sunt cazuri reale la mine în bucătărie, eu nu vă mint. Am pus un litru 400 de grame de apă, aproximativ. Hop, odată aici. Hop, odată aici. Îi tăiem căpuțul și punem capul aici la fiert. Capul și la spinării. Ca să vedeți, scoatem gustul din pește. Îi adăugăm o ceapă, un morcov și partea verde de la praz. Puteți să o tăiați un pic. Le punem aici în apă, le acoperim și le lăsăm să fiarbă. Am mai curățat un pic aici unde era murdar și acum înainte să fac curat la locul de muncă, o să-l tăiem una, două, trei. Depinde ce pește aveți, cât este de mare, puteți să scoateți de 3 sau de 4 persoane. Vedeți cum l-am tăiat eu? Puteți să-l tăiați mai mic sau mai mare. Haideți, fac curat la locul de muncă. Între timp, supa noastră a început să fiarbă, îi adăugăm sare. Aici trebuie să controlați sarea pentru că această supă o să o folosim la sosul nostru. Începem să tăiem celelalte ingrediente. Ceapa. O luăm și o tăiem la grosso modo. De ce? Pentru că o să le trecem prin blender, vedeți? Le tăiem așa, groase. Luăm usturoiul și îl tăiem și pe el mărunt. Tăiat usturoiul, între timp iau o altă cratiță, o punem la foc. Îi adăugăm 4-5 linguri așa la ochi de ulei de măsline, îi punem așa un ulei bun. Luăm ceapa și usturoiul și le adăugăm aici peste ulei. Le amestecăm și le lăsăm aici la foc mic. Timp în care noi continuăm, prietenii mei gurmanți, voi continua să
dați un like, distribuiți rețeta cu prietenii voștri și dacă sunteți noi la Sebi Acasă în YouTube, abonați-vă la Sebi Acasă, urmăriți-mă în Instagram, Facebook și YouTube la Sebi Acasă. Tăiem și prazul, la fel, în bucățele mai mici sau mai mari, îi adăugăm și prazul. Muncim și între timp și vorbim și gătim. Prietenii mei gurmanți, morcovul la fel l-am tăiat la grosso modo, îl adăugăm aici și le amestecăm și le lăsăm câteva minute să se rumenească până când ceapa și-a o culoare frumos aurie. Să trecem și cu șpargălul. Dacă aveți în conservă este perfect ca să servim cu ceva. Dacă nu, eu iau șpargălul și îl tai așa pe jumătate. Da? Îi îndepărtați partea groasă. Luăm altă crăticioară și o punem la foc. Adăugăm puțină sare. Și aici se spune că dacă pui sare în apă, nu mai fierbe la 100 de grade. Nu mai fierbe la 100 de grade, fierbe la 101 grade. Și îi adăugăm șpargălul. Perfect. Îl lăsăm să fiarbă între 10-12 minute, depinde cât de gros este. Ia uitați ce frumos. Șpargălul l-am pus la fiert. Supa a fiert 15 minute în cazul meu. O luăm și o strecurăm. Supica strecurată, șpargălul fierbe. Ia uitați ceapa, ați văzut cât de frumos a fiert. Și a schimbat culoarea și acum îi adăugăm vinul alb. Și le lăsăm să dea două clocote. Două clocote, Sebilică, nu mai mult. L-am lăsat să fiarbă aproximativ un minut. Ce am făcut? Am pus supa aici într-un vas ca să pot să știu exact câtă pun, pentru că știu cum mă întrebați, Sebi, câtă supă? Eu am obținut, am pus un litru 400 de apă, am obținut un litru 300 aproape de supică. Ia uitați ce culoare frumoasă supica noastră și adăugăm supica. Aproximativ în funcție de pește, 700-800 de mililitri de supă i-am pus. Sare nu o să-i pun acum, de ce? Decât un pic îi pun, pentru că am pus la supă și trebuie să avem grijă cu sarea. Dar totuși eu îi pun un pic de sare. O acoperim și o lăsăm să fiarbă minim 5-6 minute. Între timp, eu iau pătrunjelul și îl tai mărunt. Nu trebuie să stăm deloc în bucătărie, prietenii mei. Șpargălul îl dau jos de la foc. A fiert bine supica noastră cu ceapă să moaie. Și eu ce fac? Ca să nu bag blenderul de mână, să stric cratița, îl pun aici într-un alt vas. Iau blenderul de mână și îl trecem prin blender. Punem cratița din nou la foc. Luăm sosul nostru și îl punem iar la foc. Dacă vreți ca sosul să iasă un pic mai gros, îl puteți îngroșa cu puțină făină sau cu puțin amidon. Depinde cum vă place. Îl vreți mai groșor, mai groșor. Ați văzut, a început să fiarbă și acum luăm peștele, foarte important, și îl punem cu pielița în jos. Astăzi vom mânca iar pește. Eu mănânc pește mereu. Cele mai bune rețete. Toate pe canalul meu. Prietenii mei gurmați, dacă mai găsit în colibă. Haideți să vedeți. L-am pus cu partea în jos și acum îl lăsăm între 2 și 3 minute să fiarbă pe fiecare parte. Peștele e cel mai bun. Te mai adăugat sare? Eu m-am luat cu cântatul și am uitat. Sare și piper proaspăt măcinat. Vedeți? A fiert aproximativ 2 minute, îl luăm cu un clește așa elegant și îl întoarcem. Nu are nevoie să fiarbă mai mult, că dacă nu, fărâmițăm peștele, vedeți? Tot acum este timpul să-i adăugăm midiile, cei care folosiți, dacă nu, nu este obligatoriu. Și îl mai lăsăm să fiarbă la foc mic încă 2-3 minute. Atât atât, prietenii mei gurmanzi. De aici mergem în cer. Îl lăsăm să sărăcească câteva minute și trecem la momentul cel mai așteptat, prietenii mei gurmanzi. Nu mânca când e fierbinte, ai grijă să nu te arzi. Eu gust cu mare plăcere pentru prietenii mei gurmanzi. Haideți să trecem la momentul cel mai așteptat. Tăiem peșticul nostru, așa. Vedeți cum am spus? 2 minute pe parte, 2 pe alta. Ceva incredibil, incredibil. Vedeți? Cum am pus mirile, doar ultimele 2 minute ele se deschid. Sosul este incredibil. Șpargălul. Sebi, poți să folosești șpargăl alb? Da, poți să folosești alb. Eu am câștigat, acum să nu mai răspund la niște întrebări care nu și-au rostul. Vedeți șpargălul care l-am fiert. Voi? Folosiți ce ingrediente aveți la îndemână. Prietenii mei gurmați, cu astea spuse, nu uitați oriunde v-ați aflat, te iubiți și ne vedem într-un nou video. Bye, bye! Eu o să-l mănânc cu bine și la bine și la greu. Ce bună e această rețetă, este pe sufletul meu, am mai găsit în convers.